În ziua aceasta, cred că este potrivit, printre altele, să ne amintim de cele scrise în Cartea Apocalipsa, capitolul 5, unde Domnul Iisus Hristos este prezentat cu o carte în mână, citesc de la versetul 8, când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Apoi sunt prezentați îngeri în mulțimea lor și scrie de la versetul 12, ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, și aici să ne includem și noi, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Adică pentru ceea ce a făcut Domnul pentru noi, este lăudat în cer, dar și până suntem aici trebuie să-L slăvim, numele Lui să fie binecuvântat. Aș vrea să răspundem astăzi la o întrebare, fiecare dintre noi, în prim plan cei ce suntem botezați, pentru că noi am avea drept să luăm cina Domnului, dar și cei ce, de exemplu, sunt înscriși la cateheze și după botez, prin harul Domnului, dacă ajung, vor putea și ei să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Ce este cina Domnului pentru noi? Cum ne raportăm la ea? Cum o privim? În 1 Corinteni, capitolul 11, este scris de la versetul 20. Când vă adunați, dar în același loc, pentru că cina se ia în adunare, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flământ, iar altul este beat. Cina Domnului se lua în vremea aceea la adunare, dar tot la adunare se serveau mesele de dragoste. Și înainte de a se serba cina, pentru că fiecare aducea, înțelegem aici, ce aveau, unii chiar n-aveau, alții aveau prea mult, și era un fel de sală de mese foarte diversificată, și le spune apostolul, întrebându-i de fapt: ce e astăzi, cina Domnului sau cina voastră? Adică pentru voi ce are importanță? Ce a pregătit Domnul să serviți sau ce v-ați pus voi merinde? Hai să fim sinceri, frați și surori, astăzi ce masă ne atrage mai mult? Nu știu ce ați gătit acasă. Poate e ca la Corinteni, unii ați pregătit referuri, alții poate n-au avut timp sau poate au mai puțin în vremea asta. Ne atrage mai mult ceea ce vom serba aici, o bucățică mică, un strop din rodul viței. Sau ne gândim, ca și bieții corinteni, la ce mâncăm noi mai târziu sau poate astăzi zi de post. Da, mă refer în general când serbăm cina Domnului. Tot aici, pe pagina din stânga, scrie în capitolul 10, ca să știm ce trebuie să fie cina Domnului, în primul rând, versetul 20 scrie așa: nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa demonilor. Adică cina Domnului trebuie să fie pentru noi o masă pe care Domnul ne-a întins-o și ne-a chemat la ea, numele Lui să fie slăvit. Vă amintiți de pilda celor poftiți la cină, Luca 14? Scrie acolo că și-a trimis stăpânul robii cu următorul mesaj, versetul 17, veniți căci iată că toate sunt gata. Știți, fiecare a avut treabă și este scris în versetul 21, când s-a întors robul și a spus stăpânul aceste lucruri, stăpânul casei s-a mâniat. Adică le-am pregătit o cină, toate gata, cei nu vor să vină. Să știți că astăzi îngerii Domnului, nu doar frații
niște băieți și niște fete vor nota cine ia și cine nu ia cina Domnului. Notează îngerii. Și se va duce la stăpân raport. Cine a venit la masa întinsă de Domnul și cine n-a venit. Și dacă pe deasupra ne mai stă gândul și la cina noastră, că astăzi chiar că numai mai de cină mâncăm că postim, sau poate cineva nici nu postește, evident, sunt probleme de sănătate unde se fac excepții. Dragii mei, dacă Domnul ne-a chemat la masa Lui, să nu-L refuzăm, să nu fim indiferenți, ne-a întins paharul ca la ucenici. Chiar dacă nu ne servește în mod fizic El, că s-a dus în cer și ne servesc frații. Dar Domnul Iisus a spus atunci, luați-L și împărțiți-L între voi. Știți când a fost Adam și Eva dat afară din grădină, ce și-ar fi dorit? Li s-a spus până au fost acolo să mănânce după plăcere din orice pom. Nu știu dacă au apucat să mănânce din toți pomii. Dar cu siguranță e scris că dintr-un pom n-au apucat să guste. Se numea pomul vieții. Și scrie în Genesa capitolul 3, rezultă indirect de aici, dar foarte clar, versetul 22. Să-l împiedicăm, dar nu cumva să-și întindă mâna și să ia din pomul vieții, să mănânce de el și să trăiască în veci. Asta și-ar fi dorit Adam și Eva. De ne-ar lăsa în grădină, de acolo m-au luat. Dragii mei, pentru noi s-a deschis poarta și avem astăzi acces să servim din pomul vieții. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai chemat la masa asta. Este scris, vă citesc cuvintele Domnului Iisus Hristos, ca să înțelegem ce înseamnă masa Domnului, Ioan capitolul 6, citesc câteva versete. Evreii umblau după El că au mâncat din pâinile acelea și din pești înmulțiți și le-a spus Domnul, asta n-ajută mult, iar vi foame, iar veniți că ați vrea să mâncați pe gratis. Și scrie de la versetul 33, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Versetul 48, eu sunt pâinea vieții. 50, pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o dau eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Domnul s-a referit aici la cuvintele sale care trebuie crezute, dar în egală măsură putem să luăm asta și pentru cina Domnului, pentru că sunt tot cuvintele sale. Scrie aici în versetul 63, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Să ne dea Domnul har oricând ne servește din cuvântul Său, să servim cu dragă inimă. Dar la cina Domnului este efectiv și o servire fizică, tangibilă. Este acea servire din pomul vieții. Știți care este periodicitatea de rodire a pomului vieții? Este scris în Vechiul Testament, vă citesc din Ezechiel, capitolul 47, versetul 12, dar este un râu și scrie aici, dar pe lângă râul acesta, pe marul lui, pe amândouă părțile, vor crește tot felul de pom roditori. Frunza lor nu se va vesteji și roadelor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș, roadelor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Poate și pe acest motiv, frații înaintașii noștri în credință au hotărât ca cina Domnului să se ia în fiecare lună. Este biblic, este o servire la pomul vieții, din pâinea vieții, masa Domnului, cina Domnului. Ca să nu mai zic că în 1 Corinteni 10 scrie și de masa demonilor. Adică atunci când stăm, cum scrie în Psalmul 1, de fapt unde scrie să nu stăm la clevetire, la lucruri vinovate, la părtășii rele, să ne ajute Domnul să știm că astăzi El este stăpânul care ne-a invitat la masa Lui. Când a servat Domnul cina pentru prima dată cu ucenicii, i-a trimis pe cunoștința Lui, pe numele Lui și a zis, duceți-vă, că tot e pregătit acolo, e masa, în sensul
fizic, odaia pentru a servi și apoi a frânt și și-a dat, nu celor ce l-au legat în grădină, ci ucenicilor săi, le-a dat trupul său și sângele său, adică viața. Numele Domnului să fie binecuvântat. Așadar, rețineți această primă idee, când venim la cina Domnului, să ne imaginăm din plin, prin credință, pe Domnul, care s-a așezat și ne servește din pâinea vieții. Și cine mănâncă din El, cine crede în El și cine acceptă aceste simboluri binecuvântate, are viața veșnică. Doamne, îți mulțumim! În al doilea rând, vă citesc din Matei, capitolul 26, cuvintele pe care le-a spus Domnul atunci când a sărbat cina pentru prima dată. Versetul 26. A binecuvântat acele elemente sfinte, cum facem și noi în rugăciune. Apoi a zis, luați, mâncați, este trupul meu, versetul 27, paharul, beți toți din el, și 28, ascultați. Căci acesta este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Cina Domnului este simbolul legământului prin care Dumnezeu s-a angajat să ne ierte și să ne accepte, să ne apropiem de El. Asta am citit astăzi în Evrei, capitolul 10, deschideți, vă rog, citim și din nou puțin. Știți că am amintit deja astăzi, când Domnul a păcătuit, a fost dat în afara grădinii, n-avea voie să aibă acces la Dumnezeu, s-a instituit apoi cortul, avea acces numai marele preot, o dată pe an, și acolo să intre să ceară iertare. Și scrie în Evrei 9, ce este la versetul 12, Domnul a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și acum ascultați versetul 20, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi, s-a citat din Vechiul Testament, versetul 22, și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și scria în primele versete din capitolul 10, și aici e o diferență interesantă, la evrei li se amintea din an în an că sunt păcătoși, iar aveți nevoie de iertare. Noi nu ne mai aduce niciodată aminte de păcate, dar ne amintim noi din lună în lună că am fost iertați, și asta prin sângele Domnului. Ce-i cina Domnului pentru noi? Amintirea faptului că am fost iertați. Nu că mai suntem păcătoși, că Domnul și-a dat viața pentru noi. Citesc în continuare din capitolul 10, scrie aici versetul 10, și prin această voie, prin acceptul Domnului de a fi jertfit, am fost sfințiți noi. Versetul 14, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Îi mulțumim. Și scrie aici că în urma iertării, a sfințirii, ni s-a deschis poarta. Legământul ne-a sfințit, ne-a rezolvat trecutul și de acum avem acces la Dumnezeu. Scrie de la versetul 19, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus, al cărui simbolul avem aici, la cină, avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. 22, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Amintiți-vă, vă rog, de faptul că evreii veneau la templu și aveau voie să stea în curte, acolo la altar. Preoții intrau și în sfânta în fiecare zi, la altarul tămâierii. Dar numai marele preot intra în locul preasfânt. Primul a intrat tot marele preot, dar acum noi nu mai suntem ținuți în curte, nu doar în prima încăpere, și avem acces până la Dumnezeu. Astăzi, de exemplu, am venit cu o jertfă, cu această cauză și mulțumim pentru că sunteți alături de noi, Dumnezeu să vă răsplătească, dar în orice împrejurare, noi avem acces la Dumnezeu prin lucrarea aceasta.
De aceea să privim cina Domnului cu tot respectul care se cuvine și să ne dăm seama ce a făcut Domnul pentru noi și să intrăm cu bucurie și să ne apropiem de El, numele Domnului să fie slăvit. Adică suntem la masă cu El, dar de ce stăm la masă? Pentru că am avut harul să fim acceptați la masă. Evreii erau așa, căței, pe sub masă, îi socoteau pe ceilalți. Dar Domnul acum, pentru El nu mai suntem străini, suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, că am fost apropiați, iertați, sfințiți prin sânge. Mulțumim Domnului! În al treilea rând, citim 1 Corinteni, capitolul 5. Scrie de la versetul 7. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar prasnicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului, ce-i cina Domnului. Este sărbătoarea trecerii de la cele vechi la cele noi. Că spune 2 Corinteni 5 cu 17, cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Cum au fost când au servat evreii Paștele? A rămas Egiptul, cărămizile, munca la faraon. A trebuit curățit tot să nu fie aluat. Și-au pregătit o nouă plămădeală și la drum. Totul era nou de acum. Toate cele vechi rămăseseră în urmă. Au rămas dincolo de Marea Roșie și pe ei aștepta în față speranța Canaanului. Fie că astăzi, dacă mai este ceva rău, cum scrie aici, viclenie, ceva vechi din natura noastră, din stările păcătoase anterioare, să rămână în urmă. Și Dumnezeu să ne ajute să ne noim din zi în zi. Acesta trebuie să fie prasnicul sau sărbătoarea schimbării, în care să ne dezicem de tot ce este rău, de tot ce este trecut, trecător și păcătos și să privim spre Domnul, spre lucrurile înnoite. Spunea Domnul ucenicilor săi, este o expresie frumoasă, în Matei apare, de la înnoirea tuturor lucrurilor, dar până să se înnoiască și natura și trupurile noastre, să ne dea Bunul Dumnezeu harul, omul nostru dinăuntru să se înnoiască din zi în zi. Frați și surori, poate că unii și știm că așa se întâmplă, nu vor rămâne la cina Domnului, pentru că se simt încă având stări rele, vechi. Dacă Domnul vă va grația în cuget și veți putea să vă apropiați, să ne ajute Domnul să nu ne mai întoarcem niciodată la cele vechi. Dar dacă, și aici vă întreb, pe cei ce nu veți rămâne la cină, dacă nu puteți astăzi, dorința de a fi înnoiți, să vă marcheze în egală măsură, aș spune că cine nu poate să ia parte la cina Domnului, n-ar fi normal să aibă poftă de mâncare astăzi. Și să spună, Doamne, eu sunt încă în cele vechi, n-am reușit. M-a sunat aseară un frate și a zis, nu m-am pocăit chiar atunci când trebuia, deși în tinerețe s-a întors la Domnul și nu m-am înscris la primul botez. Dar când a fost acel botez, a zis, toată slujba, am stat în picioare, care era adunarea aglomerată și am plâns. Puteam să fiu cu ei, dar încă nu m-am dezis de toate. Dumnezeu să aibă milă de cei ce nu pot rămâne la cină, dar să plângă înaintea Domnului și să spună, Doamne, nu sunt vrednic, dar îndură-te de mine și dă-mi harul să fiu și eu înnoit. Să am parte, măcar pe luna viitoare să mă curățesc și eu. Cine nu era curat, nu putea să lua Paștele. Dar cine nu era curat, cine era necurat, trebuia să stea în afara taberei. Leproșii chiar trebuia să strige public, necurat, necurat. Dar să nu poți rămâne la cină, să te duci acasă liniștit, să-ți iei cina ta, să nu te frământe păcatele, faptul că n-ai drept să intri, lucrurile cele vechi, asta e o stare deplorabilă.
Vă reamintesc cuvintele apostolului care a zis: să măturăm aluatul cel vechi. Dumnezeu să ne dea astăzi harul cu adevărat să-l măturăm. Nici să nu mai pomenim, sau nu mai vorbim de acuzații, de cereri de îndreptățire, să ai pretenție să îți ceară cineva iertare. Ascultați cum spune varianta din Luca a rugăciunii Tatăl nostru. Spune în versetul 4: și ne iartă nouă păcatele, Luca 11, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Și în al patrulea și ultimul rând, ce cred eu că este cina Domnului, citind din 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Ba da. Pâinea pe care o frângem noi, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Da. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un singur trup. Cina Domnului este împărtășirea cu Domnul și cu toți frații și surorile. Cina Domnului ne ajută să ne cercetăm la cele două mari porunci: iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Cine stă la cina Domnului în iubire față de Domnul și față de toți frații, a înțeles ce e cina Domnului. Cine nu stă la cina Domnului, că indiferent față de Domnul sau că are ceva cu cineva, nu poate să se împărtășească, pentru că n-are părtășie, n-are pace, n-are această legătură. Și cum aminteam și înainte, aici scrie și din împărtășirea cu demonii: Doamne, ferește-ne de așa ceva. Sau împărtășirea cu lumea. Domnul este gelos. În dragostea Lui nu ne poate accepta altfel. Și spunea Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 11, citesc versetul 2, că sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Despre aceeași gelozie citim în Iacov, capitolul 4, versetul 5. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și textul din 1 Corinteni 10, versetul 22 se încheia cu versetele: sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Doamne, dă-ne harul să Te iubim cu adevărat și să stăm la masă cu drag în relația cu Domnul, dar și cu frați. Citeam despre un episod cândva la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, undeva în zona Alsacii, la granița între Franța și Germania. Erau în aceeași biserică, cum se întâmplă în zone de graniță, și nemți și germani. Și s-au separat. Francezii luau cina sus și pe nemți au dat jos. Și la un moment dat a spus păstorul de la francezi: nu-i Domnul la cină. Și unul a zis: poate e jos cu nemții. Chemați Iisus. I-au chemat și s-au bucurat. Dacă n-accepți pe cineva sau dacă nu găsești motive să-L iubești pe Domnul, te facem vinovați. Vă amintesc ce scrie în Numeri, capitolul 5. Se poate întâmpla într-o familie bărbatul să se sizeze că soția nu este suficient de atașată de el să o bănuiască de gelozie. Și ca să se stingă conflictul, se mergea la preot și îi dădea acele ape amare rostite cu blestem să le bea. Dacă femeia era nevinovată, n-avea nimic, rămânea sănătoasă și bărbatul ar fi trebuit să continue cu libertate relația. Dar dacă era vinovat, ce se întâmpla? Murea, se îmbolnăvea. Nu scrie Pavel în Corinteni că unii pățesc la fel? Zice: sunt bolnav, iar alții chiar au murit. Expresia a dormi în Corinteni înseamnă, citiți și în alte versete, că au murit. Asta înseamnă, dragii mei, că dacă luăm cina Domnului cu dragoste de frați și cu dragoste pentru Domnul, îi viață. Dar dacă de cumva eu nu am o relație bună cu Domnul sau am vreo dușmănie, vreo relație frântă cu cineva, eu cred că cina Domnului
arde mai tare prin interior decât apele acelea de gelozie. De aceea zice apostolul să nu-L întărătăm noi pe Domnul la gelozie și să ne cercetăm astăzi dacă-L iubim cu adevărat pe El și frățietatea. Doamne, ajută-ne! Recapitulez și cu siguranță nu doar aceste lucruri se pot spune spre cina Domnului, astea mi-au fost date mie să vi le reamintesc și în primul rând să mă cercetez eu. Cina Domnului este masa pe care El a întins-o și a pus pe ea pâinea vieții. Să ne apropiem. Cina Domnului este un simbol al legământului prin care am fost iertați, acceptați, să ne apropiem de Dumnezeu, să stăm cu El la masă. Doamne, ajută-ne și aici și, cum ai zis, acolo în împărăția Ta. Al treilea rând, cina Domnului este sărbătoarea înnoirii. Când trebuie să ne cercetăm ca tot ce e vechi să fie măturat, ce a mai rămas printre crăpăturile mesei, cum era la evrei, să fie îndepărtat din bucătăria noastră, adică din viața noastră. Și al patrulea rând, să ne cercetăm dacă avem cu adevărat o părtășie cu Domnul și cu frații și să ne păzească Domnul de prietenie cu lumea, de părtășie cu demonii, pentru că atunci când serbăm să fim cu adevărat sinceri, să nu fim ipocriți. Și Dumnezeu să ne dea astăzi har, iar cei ce nu se pot împărtăși să se îndure Domnul de ei, ca neapărat luna viitoare să fie cu toți prezenți și cu atât mai mult când Domnul va veni să fim cu toți prezenți. Amin.